Bună ziua și bine v-am găsit, iată, după o ploaie zdravănă de dimineață, dat un pic soarele și am zis să vin să verific luarea în creșterea bocilor. Aseară am transvazat și acum să verific un pic, să văd câte sunt luate în creștere. Iată, așa arată stupul. Acum verificăm luarea în creștere și am observat că după ce ea în creștere mai renunță la câteva boci. Acum verific. Vedem ce au făcut. N-am dat foarte multe. Dar cum văd eu acum, sunt luate în creștere vreo 4 din 8. E suficient. O să le dau un pic de miere aici. Și apelat. Patru e foarte, foarte bine, fiindcă am dat 8, e bine. În prezența reginei e foarte bine. Regina încă o avem închisă, în vreo 10 zile o să le dăm drumul și la regină. 10 zile, așa. Deci aici avem 4. O să mergem mai departe la altă colonie. Iată, am venit la o altă colonie unde am dat și aici. Tot așa. Să verific. Acum verific luarea în creștere și peste 4 zile o să verific căpăcirea, 4-5 zile. O să fac asta, merge destul de repede. Nu mă grăbesc, dar vreau să le mai dau un pic de miere pe lațul respectiv. Și aici tot 4 avem. Avem un pic de miere. Pentru o stupină mică e chiar bine și chiar bine. Asta fac azi, 10 minute de lucru. Ceea ce mai fac e să le acopăr. Urmează două nopți reci, chiar foarte reci, o să le acopăr.
așa. Mă duc la o altă, la altul. Am venit repede la un alt stup, să vedem și aici. Am observat că dacă nu le pun miere pe leaț, ia mai puțin în creștere. Eu aseară nu le-am mai pus și ele au luat mai puțin în creștere ca cultură înainte, da? Oricum nu am nevoie de așa multe boci. Câte sunt, atâtea voi folosi. Cam 80% din mărcile care le am le voi schimba anul acesta. A început iară să bată vântul, probabil o să vină iară ploaie. Dar eu vreau să le mai dau niște miere. Iată aici. Să vedem aici câte avem. Deci una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. Aici avem 9 luate în creștere din 10. Aici ar pune mai multe mâncare dacă el a fost așa binevoitor să ne ia atâtea în creștere. Îi dau miere ca să nu renunțe la ele. Nu știu care e motivul. Așa cu miere parcă merge mai bine. Da, o miere. Le pun și aici. Vedeți că vă dau. Le punem aici, frumos. De tu nu te băga în borcan, că nu poți să mânci tot borcanul. Hai, hai. Am la surori din care. Uite cum se aliniază ele frumos aici. Așa. Iată ce frumos. Foarte, foarte frumos se aliniază la mâncare. Mai mergem la un stup. Și acolo am pus. Să vedem acolo care e situația. Să curăm să nu le strivim. Mergem mai departe. Iată, venim la un alt stup unde verificăm și aici. Să vedem aici ce au făcut. Aici este o colonie foarte frumoasă, de fapt, în toate în care creștem regine, trebuie să fie mai puternici, așa, cât de cât.
comufort. Ia se vede câte am. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, deci avem 8. Bine. Dăm miere. Tragem albinuța să hrănească boci. Vom vedea câte vor fi căpăcite. Ele mai renunță la ele, nu le ia chiar toate? Așteaptă miere aici. Da. Dar cum se îngrămădește la mâncare? Bun. Și pe borcanul. Ce facem? Cam atât. Avem câteva date în creștere. Acum să așteptăm să treacă cele 5 zile. Să vedem câte vor fi căpăci. Albina. Nu se turtește, că are o distanță de 4-5 mm acolo. Le acoperim. Venim mai târziu la ea. Bine, cam atât pe ziua de azi. La următoarea filmare, numai bine.